Avem încă două prezentări? Foarte multă lume întreabă în ce magazine este OK Platforma Roma, câte produse suportă, ce se întâmplă, suntem doar magazine mici, doar startup-uri, magazine care migrează sau și magazine mari. E bine, acum o să impresionăm între superclienții noștri. Pentru noi toată lumea e superclient. Pentru că este startup, pentru că este business de 2 milioane și jumătate de euro, pentru că este business de 6 milioane de euro. Pe Alex, de la AutoHat, care anul trecut a făcut cu sumativ 2 milioane și jumătate de euro și are în magazin peste 4 milioane de produse. Alex, o să vă spună tot, să primim să ascultăm. Mă numesc Alex Doina, sunt managing partner la AutoHat.ro, magazinul online de piese auto și accesorii. Asta este experiența mea de până acum. Din 2009 lucrez în achiziții. Nu am avut experiență pe nișa de piese. Cu e-commerce m-am lovit prima oară când lucram la ITNS. Inițial era un distribuitor de IT. Acolo mă ocupam de partea de Dell. Apoi am trecut pe partea de e-commerce și am făcut o magazin online și am devenit category manager. Acolo am început să aflu câte puțin despre e-commerce, ce înseamnă rată de conversie, ce înseamnă trafic, ce înseamnă trafic organic, ce înseamnă trafic din CPC. Apoi la IMAG mă ocupam de categoria de notebook-uri, care la momentul respectiv reprezentau o putere destul de mare din cifra de afaceri. Acolo am avut contact cu foarte multe lume de marketing și am reușit să acumulez mai multe informații despre e-commerce. Din octombrie 2016 mă ocup full-time de AutoHat. Site-ul prima oară am fost live în ianuarie 2013. Design-ul la momentul respectiv a fost făcut de mine și de cei doi asociați, de Mihai și de Răzvan. Am luat o coală a 4, am început să desenăm pe aia cum am vrea noi să arate site-ul. Și a ieșit chestia asta de aici. Și am terminat 2013 cu 1097 comenzi și cu o rată de conversie de 0,25%, ceea ce e foarte prost. Apoi, în martie 2014, am făcut o migrare către un local card. Site-ul arăta în felul acesta. Am reușit să creștem numărul de comenzi pentru că am investit destul de mult în partea de trafic și nu ne uitam cum trebuia la partea de conversie, drept dovadă, rata de conversie a și scăzut față de site-ul anterior. Numărul de vizite a crescut destul de mult pentru că site-ul era structurat destul de bine din punct de vedere SEO, am fost indexați organic foarte bine și am continuat să investim în AdWords. În 2015 a fost prima oară când am participat la GoBack și am zis că participăm și ne-am decis să câștigăm. Așa gândeam noi la momentul respectiv, gata, participăm și o să câștigăm. La GoBack ne-am întâlnit prima oară Cosmin. El se ocupa de jurizarea site-ului nostru, nu mai țin minte exact, principal de pe partea de Wix. Acolo am purtat o discuție mai amplă cu el. El mi-a spus pe baza jurizării făcute de el și de colegii lui ce probleme are site-ul. Noi mai departe am plecat, am mers către programatorul nostru care lucram atunci, am încercat să rezolvăm toate problemele astea, doar că era o treabă care nu aveam siguranță că se va întâmpla, neavând siguranța că se va întâmpla, am pus bazele proiectului AutoHat pe platforma RSC. În anul 2015 n-am câștigat pe PEC-ul, dar am reușit să fac destul de mult networking cu oamenii de acolo și să învăț foarte mult. Tot în 2015, pe partea de offline, am pus baza service-ului. L-am deschis în decembrie, a fost o investiție de vreo 30.000 de euro. Am început cu două elevatoare, un mecanic și în toată luna decembrie am avut 3 clienți. A fost gol. Deci în 2015 am avut același site, ăsta e serviciul gol. Numărul de comenzi a crescut, rata de conversie a crescut puțin, numărul de vizite a crescut mai puțin decât în anii anteriori. Apoi, în 2016, am avut varianta live de la Comag, care arată așa și, în momentul de față, arată aproximativ la fel. Am avut o creștere foarte mare în număr de comenzi, o creștere uriașă în număr de conversie și o creștere mică.
creșterea în vizite s-a datorat și campaniei de SEO pe care am început-o în același an cu cei de la DVF și s-a datorat și structurii site-ului. În anul în care am început colaborarea cu Silkweb, am și câștigat cel mai bun magazin auto în cadrul galei premiilor de e-commerce, la categoria auto. Și am reușit să aducem și clienți în service prin site. De ce spun prin site? Pentru că undeva la 90% din mașinile care trec prin serviciul nostru sunt aduse din site. Adică clientul a intrat, a făcut comanda online, mai departe consultanții noștri, dacă clientul respectiv este din București sau dintr-o zonă adiacentă, îl îndrumă să vină către noi să-și repare mașina. Ce am făcut în 2017? Am început să lucrăm pe partea de product management, am dezvoltat categorii noi, am adăugat conținut pe produse, am început să comunicăm constant cu clienții prin newslettere, am făcut primul Black Friday în care am și avut rezultate și am finalizat integrarea cu marketing. Spre aia, în 2017 mi-am listat primele produse, parcă prin mai. Pe partea de cu Comago am avut foarte, foarte multe dezvoltări în back-end, dezvoltări care s-au prelungit și în anul 2018 la început, pentru că erau foarte vaste. Foarte important a fost partea de automatizare comenzi. Adică clientul plasează o comandă, produsul respectiv este pe stoc, acea comandă nu mai trece prin un consultat de vânzări, este vorba de anumite produse pe toate. Acea comandă se facturează automat, se emite AVB automat și doar partea de logistică se face. Am integrat furnizori noi, care nu este un lucru simplu de făcut, pentru că vorbim de sute de mii de produse de la furnizori. Sute de mii de produse de la furnizori, foarte mulți furnizori având aceleași produse, avem și partea de comparare de prețuri între furnizori ca să ne arate cel mai bun preț. Am dezvoltat un sistem de ofertare, un sistem de deviz online pentru service, am finalizat integrarea cu ERP pe care o aveam înainte, care era basic, doar partea de facturare și chestiune. Integrarea cu Frisbo, colaborăm cu Frisbo din 2017. Partea de avertizări, SMS și recepție mari. La nivel de trafic am dezvoltat chestii noi, dezvoltăm categorii noi, am reușit să atragem trafic organic prin acele categorii. Am început o colaborare cu DLF-ul, care s-a dovedit a fi foarte bună. Am dezvoltat campanii noi de cost per click, de PPC, și am dezvoltat blogul. Și am terminat 2017 cu 21.000 de comenzi, o rată de conversie mai bună, vizite mai multe și o creștere foarte mare a traficului. În 2018 am câștigat din nou BECO și am primit și o nominalizare pentru magazinul anului. În 2018, poza din stânga este o poză care ne reprezintă un parteneriat pe care îl avem oficial cu BMW. Pentru toate mașinile BMW care intrăm în service, avem posibilitatea să înscriem operațiunea respectivă în baza lor de date online. Și am terminat anul 2018 cu 2,5 milioane de euro, o creștere a ratei de conversie cu 19% și cu un număr de vizite destul de mare. Mulțumesc! La noi și la Frisbo. La Frisbo ținem
majoritatea produselor voluminoase, adică anvelope, cutii de propagare și tupuri de bicicletă și alte chestii mai. Da. Ați făcut un calcul cât a costat în toți anii ăștia cu toată infrastructura IT? Nu, mi-e frică. Ne puteți spune cu ce ERP ați integrat Roma? Centrul de software se numește ERP. Este un ERP care are la bază SAP-ul.